Ce faceți, Gigi? Ce faci, nevastă? Stai cu minte că te rup cu bătaia. Du-te, drecu de poponar. Ce ai, mă? Am glumit și eu. Te cam duci cu gluma. Cred că ești pe invers. Ce prost ești. Glumea, mă. Hai, salut! Eu sunt Gigi. Băi, frate, știu că unii v-ați întrebat. S-a lăsat și ăsta? S-a întâmplat ceva? De ce nu mai postezi? Răspunsul e simplu, frate. Am avut o mini-vacanță. Și asta nu pentru că am vrut să nu cu delfinii sau să stau cu burta la soare pe vreo insulă din cealaltă emisferă. Nu, frate, am avut o gripă foarte puternică și a trebuit să stau la pat o săptămână. Am fost foarte răgușit, mă dureau toate oasele, într-un cuvânt mă simțeam îngrozitor, așa că a trebuit să iau o mică pauză. În fine, sunt aici și nu voi pleca prea curând. Vă faceți griji. Sau speranțe în cazul altora. Și acum să trecem la ale noastre. Cum v-am mai spus și în alte povești, pe vremea mea iarna era iarnă. Ningea de prin noiembrie și de-abia prin martie se topea. Pentru noi copiii era perfect. Nici frigul, nici umezeala, nimic nu ne oprea. Eram toată ziua în zăpadă. Ba la săniuși, la un fotbal pe zăpadă, un hockey pe gheață printre mașini, dar asta vă spun eu altă dată. Sau la o bătaie bună cu bulgări, câteodată între noi, câteodată aruncam în cine prindeam, stăteam la pândă ca sniperii, pregătiți oricând să atacăm. Și lovitura noastră preferată era headshot-ul. Pe săracă ciula din cap, unii dădeau să cadă, urmau înjurăturile și trimiterile către strămoși și câteodată chiar urma și un sprint, cu repercursiuni grave pentru noi, dacă eram prinși, ne luam omorul. Dacă nu v-ați dat seama, nu ne limitam doar la copii, atacam tot ce prindeam, copii, femei, bărbați. Și aici era problema, că ultimii erau periculoși, câteodată ne puneau bine la încercare. Noroc că alergam toată ziua, scăpam de fiecare dată. Da, frate, era distracție pentru noi. Dar existau și riscuri și odată era să o poțin bine. Așa că pentru povestea de azi ne întoarcem în copilăria mea. Aveam în jur de 13 ani așa, undeva pe la începutul lui martie. Se apropia Paștele și eram în vacanță. Părinții erau plecați pe la țară, așa că eu rămăsesem cu Costel și Senciuc dormise cu Mutalanul la ei acasă. Ce faci, mă? Unde-i Mutalanul? Dă-l dracu de handicapat. Cum dor cu prostul ăla, mă, Costele? De ce, mă? Ce-a făcut? A vorbit toată noaptea în somn. N-am putut să dorm de el. Așa face, eu îl împing cu picioarele. De dimineață se mai potolise, am putut să mai dorm și eu un pic. M-am trezit cu piciorul lui în cur, râdea ca prost. Așa-ți face și ție, Costele? Mai făcea înainte, dar l-am spus lui mama. I-am dat vreo 3 pumni și am plecat. Mai stăm noi vreo jumătate de oră când apare și Mutalanul. Ce faceți, Gigi? Ce faci, nevastă? Stai cu minte că te rup cu bătaia. Du-te, drecu de poponar. Ce ai, mă? Am glumit și eu. Te cam duci cu gluma. Cred că ești pe invers. Ce prost ești. Glumea, mă. Pleacă, să nu mă atingi că te las lat. Bă, vreau să vă spun ceva. Am o veste bună și una proastă. Pe care o spun prima? Spun-o pe aia bună. Zici și tu, Gigi. Nu știu, mă, care vrei tu? Pe care o zic, Senciuc? Tu nu mai vorbești cu mine. Te dracu cu veștile tale. O zic pe aia rea. Am pierdut mingea de fotbal. Ești prost, mă, cum dracu? Când veneam acum, a sărit la baba aia lângă Ionică. Du-te și cer o arătare, prostul dracu. Vezi că te basoro. Am strigat, dar nu iese nimeni. De ce n-ai sărit, mă, în curte? Da, mă, să sară potaia aia pe mine. Și cu ce jucăm, retardule? Stai, mă, că vă spun vestea bună. M-am întâlnit cu Milică, ne-a chemat la ping-pong. Oricum mergeam, prostule, dar jucam și un fotbal. Te duci la babă și eu ceri. Nu știi că nu ne-o dă? Nu știu, mă, îi bagi de ești un cur că te pricepi. Poponarul dracu. Și plecăm noi la Milică, jucăm aproape 2 ore ping-pong. Avea Milică o masă făcută din ciment. Greșise puțin dimensiunile și era puțin mai lungă, dar asta e altă poveste. Și ne cam plictiseam pe acolo. Beți un pahar de bere, băieți, sau suc? Suc, dacă ai, Milos. Am, cum să n-am Georgescu, vă aduc acum. Aduce Milică o bere și un suc, sucul pentru noi, berea pentru el. Bem câte un pahar și plecăm. Veni mai târziu, Mili. Vă aștept, băieți. Mergem prin școală? Și cu ce jucăm, Rambo? Poate găsim pe cineva pe acolo. Nu vine nimeni la ora asta. Era în jur de 11 dimineața. Hai, mă, trecem și prin grădiniță. Ăsta vrea să ia iarbă pentru iepuri. Și ce, mă? Să pui și tu mâna, schiloado. Mutalanul cumpărase un iepuroi și o iepuroaică de prin obor. Îi mai dăduse și Milică o iepuroaică, că avea și el vreo 20. Până la urmă mergem prin grădiniță. Adună ăștia o pungă cu iarbă, apoi trecem prin școală, să vedem dacă e cineva la fotbal. Dar nu era nimeni. Dar când să plecăm de acolo, vede Senciu cum urma de zăpadă. Nu prea mai era pe nicăieri, se topise toată. Dar acolo era un loc umbros lângă un gard și era zăpadă destulă.
Uite zăpadă, Gigi, lângă gardă acolo. Hai să facem bulgări. Și ce facem, ne batem cu ei? N-am chef, mă, hai dracu acasă. Nu, mă, aruncăm un oameni. Cât timp era zăpadă, asta era distracția noastră, frate. Mergeam seara în colț la Bursucu și aruncam cu bulgări în oamenii care treceau pe trotuarul opus. Și asta facem. Ne pregătim câte 10-15 bulgări de fiecare și cum trecea cineva, îi luam la țintă. Mai aruncam și în mașini, în tot ce prindeam. Acum era puțin mai periculos, că era zi și ne puteau prinde în caz de ceva. Dar aruncam mai mult în copii și femei. Și terminăm noi prima rundă de aruncări, rămânem fără muniție și mergem în școală să alimentăm. Nu puteam să luăm zăpada de acolo, că se topea, era destul de cald afară. Ne facem câte 10-15 bulgări iar, cât puteam să luăm cu noi, și în timp ce ne apropiam de colțul străzii cu școala, apare Milica în viteză pe bicicletă. Intră pe stradă, ne vede, oprește cu scârțâi de roșu lângă noi și pune mâna pe mine și se înciucă. Ce faceți, Gigi? Aruncați cu pietre în oameni? Ce pietre, Milica? Sunt bulgări. Nu minți că v-am văzut. Hai acasă cu mine. E zăpadă, Milica. Uite, nea Milie, zăpadă, din școală. Dacă pun mâna pe voi, vă mănânc. Dați-i drumul de aici. Milica avea și 2 litri de bere la bord și era și convins că am aruncat cu pietre. Nu ne credea. Ne-a luat cu el în curte, Mutălanu și Costel au plecat acasă. Și vreo 2 ore ne-a ținut moral. Că dăm la oameni în cap, că spargem geamurile mașinilor, că află tata și ne bate, că ajungem la poliție, tot felul de chestii. Erau bulgări de zăpadă. Nu erau pietre, Milica. De unde zăpadă? Mă luați de prost? N-ai văzut că aveam bulgări la noi? Am luat zăpadă din școală. Dar tot nu ne credea. În timp ce trăgea de noi când ne-a prins pe drum, am pierdut și bulgării din mână. Și el nici nu i-a văzut la cât de nervos era. Și nenorociții aia sunt prieteni, vă învață numai la prostii. Dacă erau prietenii voștri, vă așteptau la poartă, veneau după voi. După aproape 2 ore, apare Costel la poartă. Nea Milica, veniți puțin. Vezi ce șuturi îi trag. Ce vrei, mă? Uite, bre, sunt bulgări, luăm zăpadă din școală. Se întoarce Milica. Duceți-vă la joacă, băieți, m-a speriat rău. Nu ți-am zis că e zăpadă? Bătrânețea, Gigi, eu vedeam pietroaie. Ai un suc mai târziu, bătrânule. Dau, Senciuc, 2 sucuri. Și sunt prietenii voștri, că au venit după voi. E și urâtul ăla ascuns după mașină. Ieșim pe stradă, apare și Mutălanu, era ascuns după wall-sit-ul din fața porții lui Milica, ăla în care l-am ascuns pe Bob câteva zile. Ce face acolo, Mutălane? Îți place povestea? Dă și tu un like, frate, și un subscribe. Răspunsul la quizul de data trecută era B, 15 februarie. Primele 5 comentarii cu răspunsul corect și încă 5 alese aleatoriu sunt acum afișate pe ecran. Vrei să ai și tu o șansă? Fii atent la următorul quiz. Câți saci de porumb avea mamaia de luat? A. 3 saci, B. 4 saci sau C. 2 saci? Lasă răspunsul repede în comentarii, ai 5 secunde. Gata? Ai răspuns? Și acum, înapoi la poveste. Mă legam la șireturi, așteptam aici. Era frică, m-a trimis pe mine pocitul. Ce frică, Pinocchio, proasta drecu. Te spun lui Măta, tu proasta de Măta. Stați, drecu, Mutalane, hai la un joc. Am luat zăpadă, hai să mai aruncăm. Și mergem în colț, doar nu era să ratăm ocazia. Aruncăm în câțiva copii, câteva mașini și la un moment dat trece o femeie la vreo 40 de ani, așa. Aruncăm și în ea cu câțiva bulgări și se enervează asta, frate, și vine spre noi. Începe să ne bălăcărească, pe urmă ne amenință. Aveți grijă de cine vă luați, că nu știți cu cine aveți de-a face. Dacă era bărbat, mi cu mine, vă rupea picioarele. Pleacă femeia, noi mai aruncăm cu ce aveam după ea, să știm o treabă și o pulim acasă. Ne jucăm pe calculator câteva ore și plec cu Costel în grădiniță să fumăm o țigară, că ne ardea gâtul. Acolo ne duceam să fumăm în perioada aia, să ne vadă cineva. Grădinița era gard în gard cu școala. Ajungem acolo, fumăm și când să plecăm, ne întâlnim cu Asu, Nicu și Nelu. Se duceau la Nicu acasă. Și dintr-una într-alta le povestim și lui ăștia de zăpada din școală și mergem cu ei să facem iar bulgări. Ne alimentăm toți cu zăpadă, mergem la colț la Bursucu și începem să aruncăm. Deja se înserase afară, așa că era mai sigur pentru noi acum. Nu riscam să ne recunoască după fețe. La un moment dat a apărut și Alex cu vreo 2 prieteni, ăla de pe stradă de la noi, pe care mai luam în echipa noastră de fotbal. Le-am spus și lor de zăpadă și am trimis să ne aducă bulgări. Și ne-am pus toți pe aruncat, până la un moment dat, când trece unul pe bicicletă pe acolo. Acum care dintre mine, Costel și Alex l-a nimerit, nu știu exact, dar sigur a fost unul din noi trei. Ceilalți erau la vreo 5 metri mai așa și ne-au aruncat când a trecut ăsta. Se oprește, ne înjură și dă să plece mai departe. Ești pregătit, Costele? Pregătit, Gigi. Aruncăm? La atac, la atac, bă! Și arunc eu cu Costel, direct heșat. La prima lovitură s-a clătinat, la a doua a căzut după bicicletă. Se ridică ăsta nervos, roșu la față și începe să alerge după noi. Asu, Nicu, Nelu și a doi care erau mai așa au rupt-o la fugă. Am fugit și eu și Costel, dar spre strada școlii, să ne vadă ăsta, să știe unde stăm.
Dar prostul de Alex a blocat, frate. A rămas acolo, pe loc. A pus ăsta mâna pe el, i-a băgat câțiva pumni la coaste și câteva palme, în timp ce eu și Costel îl înjuram și aruncam cu bulgări în el. Cine sunt ăia? Unde stau? Și l-a apucat pe ăsta de gât cu o mână și cealaltă îi căra pumni. Vă arăt eu cine sunt, vă puneți cu mine? Și scoate un telefon din buzunar și sună pe cineva. În 2 minute să fii aici, ai înțeles? Ne-am dat seama că e groasă treaba și am fugit. Școala era undeva pe la jumatea străzii. Planul era să ne ascundem acolo. Când mai aveam vreo 10 metri până la intrarea elevilor, o mașină 4x4 în spatele nostru. Erau rare astea, frate, pe timpul ăla, nu avea oricine. Mașina era neagră și venea în viteză spre noi. După noi vin Gigi, am pus-o! Repede, Costel, hai în școală! Mă gândeam că am belit carasul, ne rupă ea cu bătaia. Ne-am ascuns după niște boscheți acolo să vedem ce fac. A oprit mașina în dreptul intrării și a coborât 2 malaci. Unul a intrat după noi și unul a rămas acolo. Hai spre cancelarie! Mă referam la intrarea profesorilor, care dădea în cancelarie. Era la vreo 20 de metri de acolo. O luăm în fugă spre intrare, dar chiar când am ajuns acolo, a oprit altă mașină, exact același model ca cealaltă. Au coborât și din asta 2, unul a intrat și unul a rămas acolo. Acum ce să facem? Că înapoi nu ne puteam duce, că dădeam de celălalt, venea spre noi. Singura noastră șansă era să intrăm în școală, în cancelarie. Dacă e ușa închisă, suntem morți, Costele. Tragem de ușă, cu inima în gât și era deschisă. Intrăm repede, ne ducem direct în cancelarie, dar nimeni acolo, era gol. Noi știam că trebuie să fie cineva, că era ușa deschisă. Singurul care putea fi acolo la ora aia și în vacanță era Nea Florian, paznicul școlii. Dar nu știam unde e, putea fi oriunde. N-am stat mult pe gânduri și ne-am dus spre cea mai apropiată ieșire, să ajungem în curtea școlii. Ajungem la ușă, era închisă, dar nu avea lacăt. Avea un fel de levier, nu știu exact cum se numește, ceva în genul porților de castel. Ridicăm levierul, deschidem porțile și ieșim afară. Dar acum ce să facem? Pe unde să ieșim? Că 2 erau după noi și încă 2 ne așteptau la fiecare ieșire. Mă gândesc repede. Alergau neuronii în capul meu mai repede ca aia de la cursele de 50 de metri. Sinapsele transmiteau informație cu viteza luminii. Simțeam cum iese căldură și fum din tărtăcuță. Mi-a luat capul foc, Costele. Nu mă, iabur, ai transpirat. Când îmi aduc aminte de o spărtură în gardul din spatele școlii. Era destul de mică, dar ne puteam strecura pe acolo. După mine, Costele, ieșim prin spate. Ajungem acolo, tot drumul mă rugam să nu fie reparată, dar nu era. Acum poate vă întrebați de ce nu săream gardul. Păi distanța dintre noi și intrarea de la cancelarie era de vreo 10 metri. Gardul avea vreo 2 metri jumate și era din sârmă împletită în ochiul. Era imposibil să nu faci zgomot. Ne vedea oia și în 10 secunde eram prinși. În fine, am ajuns acolo, am ieșit încet și am luat o lipiză de gard până aproape de colț. Norocul nostru că erau câteva becuri sparte pe acolo și nu prea se vedea nimic. Am ajuns în colțul străzii și am stat vreun sfert de oră pe acolo, să vedem dacă pleacă ea, dar erau tot acolo. Am luat-o spre casă, le-am spus și lui Senciuc și Mutălanu ce s-a întâmplat și ne-am urcat pe placa din spate, unde făcusem căsuța pentru gangbang și ne-am bătut cu zăpadă. De acolo vedeam toată strada și când ne uităm, îl vedem pe nebunul ăla în colț la bursucu, se certa cu măsa lui ăsta. Noi nu prea ne înțelegeam cu asta, ea ne drăcuia pe unde ne prindea, noi mai țipam la ea, aruncam corcodușe, nu exageram prea mult că ne prindea bursucu pe urmă. Unde stau ea, spune-mi? Te trecu de aici, chem poliția! Nu plec până nu spui! Noi ne așteptam să ne dea în gât, dar chiar dacă se certa mereu cu noi, ne-a ținut partea. S-a pus sub gura pe ăsta și l-a făcut cu ou și oțet. Țipa asta de se auza la 5 străzi. Dar nebunul n-a plecat de acolo, a stat aproape o oră. Nu ne era frică că eram și singuri acasă, că altfel și-a dat la el și liniștea repede. A plecat ăla într-un final, am ieșit la poartă, dar nu știam ce s-a întâmplat cu Alex. Am mers la el la poartă, a ieșit și ne-a povestit. Ce ți-a făcut, mă, ăla? M-a bătut, cred că mi-a rupt o coastă. Ai spus ceva de noi? I-am spus că nu vă cunosc, dar m-a apucat de gât, m-a strâns tare rău. Mi-a băgat o pastilă pe gură. Ce pastilă, prostule? De ce minți? Mi-a băgat, mă, a zis că e o travă și în 10 minute mor dacă nu-mi dă antidotul. Minte, mă. Nu minți că te batem. Lasă-l, mă, au venit și după noi vreo 2 mașini. Nu mint, i-am arătat doar strada. I-am spus că nu știu unde stai. Și ți-a dat? Antidotul? Da, mi-a dat o pastilă și m-a lăsat. Ne-am întors pe placa acolo, ne-am mai uitat vreo oră de el, dar nu l-am mai văzut. A, da, lui Alex i-a spus că e spion, că face ce vrea. Acum nu știu ce să zic, omul era cu o bicicletă, dar au venit 2 mașini imediat cum a sunat. Poate a fost o coincidență, dacă mare coincidența. Oricum, ne-am învățat minte și de atunci n-am mai aruncat cu zăpadă decât în copiii de vârsta noastră. Nu știi de ce nebun dai. Ți-a plăcut povestea? Apasă butonul ăla de like, frate, și de subscribe. Ce putem învăța din această poveste? Păi, dacă cauți, găsești. Dai grijă ce găsești, să nu fie vreun spion sau vreun nebun. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai pa! Stai cu minte că te rup cu bătaie. Stai cu minte că te rup cu... Stai cu minte că te rup cu...